Bună ziua și vreau să vă mulțumesc pentru participarea la conferința de presă de astăzi. Subiectul este un festival folk pe care îl vom organiza la Piatra Neamț săptămâna viitoare. Voi începe prin a prezenta colegii și partenerii care se află astăzi alături de mine. Domnișoara Sânziana Ailenei este absolventa Liceului de Artă Victor Braumer din Piatra Neamț, studentă actualmente la Academia de Muzică Gheorghe Rima, filiala Piatra Neamț, interpretă de muzică folk și una dintre persoanele premiate chiar anul trecut aici la începutul unei ședințe de Consiliu Local și este o persoană care a obținut numeroase trofee la festivalurile de profil. În stânga mea, domnul Sorin Poplitaru, reprezentant al Asociației Folcul Acasă în Realitate, organizator, unul dintre organizatorii acestui eveniment. Adi Beznă, aici în dreapta și lângă mine, o persoană pentru care mă bucur enorm că a revenit acasă, că a îmbrățișat din prima clipă acest proiect, evident, organizator, o persoană care cred că nu are nevoie de nicio prezentare, îi voi da imediat și cuvântul să spună câteva cuvinte despre manifestarea de săptămâna viitoare. Poate pe scurt, istoricul acestui eveniment, ideea unui festival folk la Piatra Neamț s-a venit anul trecut și am să fiu foarte sincer, a fost în momentul în care am organizat în cadrul Piatra Fest 2018 o seară de folk aici pe platoul de la Curtea Domnească, o seară în care împreună cu cei prezenți am retrăit emoția preîntâlnirii cu Cenacul Placa. Propunerea a fost îmbrățișată din prima clipă, atât de către Adi Beznă, cât și de Sânziana Ailenei, persoane cu care am purtat și o discuție în acest sens. Și am convenit atunci împreună că perioada cea mai potrivită pentru organizarea unui festival folk la Piatra Neamț este luna martie, din două motive principale. Unul ar fi că nu se suprapune cu un alt eveniment folk de la nivel național. Și al doilea, faptul că luna martie este o lună specială, o lună a emoției și a unor trăiri intense legate de venirea primăverii. Probabil că toată lumea știe faptul că folkul este genul de muzică care nu are vârstă. Muzica folk generează o stare de spirit specială și totodată iubitorii de muzică folk sunt oameni cu totul deosebiți, cu sensibilitate aparte. Totodată muzica folk este cea care reușește cel mai bine să unească generații diferite de oameni. Așadar, iată că luna martie 2019 vine la Piatra Neamț cu un festival folk, practic transformă un vis într-o realitate și consider că este un festival necesar, dorit și așteptat de către publicul pietrean. Turn folk, Piatra Neamț, în perioada 21-22 martie, joi și vineri, săptămâna viitoare, o ediție pilot a acestui festival care se dorește să devină tradiție la Piatra Neamț. Piesica răspunde unei așteptări pentru publicul iubitor de muzică folk și totodată va așeza municipiul Piatra Neamț pe harta festivalurilor de folk importante din România. Rog pe Adi să continue prezentarea evenimentului. Bună ziua acasă la Piatra Neamț, în primul rând, până acasă cu sentimentul că aici am crescut, m-am format, am și reușit la un moment dat să gust prima dată ce înseamnă public scenă și să dă cântecul pe care l-am visat și l-am sincit. Salut cu drag colegii din presă, vă mulțumesc pentru faptul că, deși pe afișe sau pe asta nu găsit prezenți, înseamnă că muncim cu toții la un eveniment care sigur va fi
bine văzut, care sigur va fi bine organizat, care sigur va fi bine cântat și vă mulțumesc pentru că efortul vostru de a veni astăzi este, face parte din categoria celor de eforturi anonime de a pune în valoare o comunitate. Vin cu sentimentul acasă că fiecare dintre dumneavoastră a trăit genul acesta de muzică, sau genul de muzică bună, o muzică faină care va forma pe fiecare dintre dumneavoastră în parte ca ziariști. Și de asta poate că e mai mult de muncă astăzi, un pic, cât stăm această conferință de presă, să înțelegem că acasă la Piatra Neamț chiar este un cuvânt important și putem să facem un festival național de amuzătură pe care îl propunem o echipă organizată, o echipă care a făcut multe evenimente, mă refer la domnul Sorin Popitaru, fiind și unul din cei mai cântați poeți în momentul lui, dacă e să vă uitați pe YouTube și să vă uitați pe discografiile artiștilor mai mari, mai mici sau mai importanți din România acestui gen de muzică. Cum spunea și domnul primar, mă bucur că putem să realizăm acest liant între generații. De aia și Senzeana e foarte important și prezentă la conferința de presă, pentru că ea face parte din tânăra generație de folkliști, cea care și-a asumat acest destin artistic, ca să spun așa, și un lucru foarte important, și chiar un lucru foarte important în balanța festivalului, a conceptului de tun folk și acestei asumări pe care toți ca echipă, începând cu partenerul și finanțatorul principal, municipiul Piatra Neamț, primăria Piatra Neamț, cel mai important lucru este că va veni în acest festival cu copii foarte mici. O să spuneți că sunt multe festivaluri la care vin copii și cântă. Nu e același lucru. Încercăm să legăm o idee importantă, cum că muzica poate fi transmisă, asumată și poate aparține tuturor celor care iubesc genul, prin legătura aceasta importantă dintre generații. Deci Senzeana va veni cu 10 copii, de parcurs celor două zile, vor deschide acest festival, copiii aceștia care știu să cânte un cântec sau două, m-aș bucura să fiți în sala să-i filmați, să le vedeți emoțiile. Vor fi pe o scenă, poate prima lor scenă, un lucru foarte important. Și dacă v-am spus lucrurile astea, vreau să mă întorc un pic la conceptul de tun folk și o să invit imediat pe domnul Sorin Popitaru să vă spună. Tun folk vine ca un proiect pilot național, pentru că aduce pe scenă generații diferite de folkliști. Nu este un festival care în alte părți, un festival comun de gen. Aduce în ediția 2019 patru echipe de oameni. Eu voi fi cu tânăr elev de-al meu de la Târgu Neamț, domnul Cătălin Stepa de la Petroșanu vine cu elevă de-al lui de acolo, domnul Nicu Zota vine cu elevul lui de la Buzău, iar domnul Vlad Ligolescu vine cu David Doicovici de la Constanța. Sunt oameni din toată țara, sunt oameni care sunt bine vizualizați pe YouTube, sunt oameni care sunt apreciați pentru efortul lor și a contat foarte mult această muncă de echipă între un profesor și un învățățel. Pentru că, practic, asta trebuie să facem, să dăm mai departe și toate faptul. Partea importantă e că nu noi vom fi principalele lume acolo, chiar dacă vom cânta în recital, vor fi copiii care vor avea propriul recital, lucru care nu se întâmplă la festivalul de folk din țară. Fiecare copil va avea propriul recital să-și gestioneze această comunicare, dăruire și emoție de pe scenă cu publicul iubitor de gen. Un pariu de care sper că ei să-l câștige și să se bucure de acest lucru și cum povesteam și cred că poate va fi îmbrățișată după această ediție pilot continuarea lui ca tradiție în România, m-aș bucura să se înțeleagă toate eforturile pe care anonim, la fel cum astăzi dumneavoastră, chiar dacă nu o să fiți pe activ sau pe ce, o să vă mulțumim pe toate cele canale, ca presă locală, și nu ca presă locală, ca prieteni, că putem să ducem acest mesaj. Nu au fost bani foarte mulți, bănuiesc că o să puteți să verificați ce și cum, nu au fost bani foarte mulți, dar este foarte mult suflet și chiar vreau să facem și unde să fac mai mult decât acasă, la Piatra Neamț, unde am crescut alături de mulți dintre voi, facem un festival reprezentativ pentru România. Un festival care se poate transforma într-un festival internațional. O să aveți surpriza și bucuria să vedeți la un moment dat în sală oameni care nu sunt din Piatra Neamț, care vor veni în calitate de spectatori, de iubitori ai artiștilor care sunt aici și sigur, aplauzele lor o să se ducă cu mare bucurie și cu emoție spre copiii aceștia care vor fi presa. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Eu vă asigur și vă garantez seriozitatea și asumarea acestui fapt. Am venit într-un proiect, da? Deci nu am venit cu bani, cerciți să spunem, face cineva un bani, niște bani și face. Am venit într-un proiect, mulțumim pe acestui parteneriat care este foarte serios, ne-am asumat și noi această problemă și am venit fiecare din partea lui de colț, acasă aici, ca să creăm un tur folk, un tur de cultură, un tur de poezie, de mesaj pentru România, aici la Piatra. Eu vă mulțumesc tare mult și eu pe prietenul și colegul Sorin Popitaru să vă spună câteva lucruri. Bună ziua, vă zic și eu, Sorin Popitaru, din de la Gura Comorului.
Asociația Culturală Folk la Casă ne-a ridicat, așa că, dacă toată lumea vorbește de acasă, am pus și același lucru, pentru că folkul de felul lui acasă, cam peste tot unde merge, are și case mai mari, are și case mai mici, după cum e și norocul. Mă uitam acum la numele festivalului și vreau să vă spun că, la origine, noi am vrut să fie un dublu sens, acest turn folk, poate fi un turn folk, sau turn, sau return folk, o întoarcere la folk, ceea ce pentru societatea care se formează acum ar putea să fie acea insurrecție culturală de care avem nevoie, acel zvâc, acel șut de care avem nevoie în momentul în care trebuie să ne punem gândirea împotriva comercialului care vine peste noi tot mai mult și care o fi bun, o fi rău, nu eu sunt cel care trebuie să judice, e o idee cam prea peste noi. Și uităm din ce în ce mai mult cum mai există și alte lucruri pe lumea asta. Spunea domnul primar aici și o chestie foarte drăguță, că face liantul între generații, acest folk. Tot timpul am spus că percepția despre folk a tinerilor este că e muzica bătrânilor, a bătrânilor că e muzica tinerilor, noi suntem undeva la mijloc. Și prin asta încercăm să legăm aceste generații. Probabil că este și cel mai simplu mod de a o face, prin poezie de calitate. Folk este muzica ce se bazează exact pe poezie de calitate, nu obligatoriu pe texte sau pe ritmuri, ci pe marea poezie a țării și în momentul în care reușești să faci niște omuleți, că eu m-ar bucura să fie mai mulți tineri în sală, să asculte poezie, în momentul ăla e câștigat din alte direcții. Și lucru pe care îl spun și l-am spus mereu, eu n-am auzit niciodată de scandalul între cei care ascultă folk. N-am auzit bătăi la concerte de folk niciodată. E alt gen de abordare a culturii pe care noi încercăm să-l implementăm. Venim cu o parte a acestui proiect. Părerea mea foarte importantă este, dar despre asta vă povestează mai mult să-mi dea, vă spun în mare, e un proiect pe care îl fac de vreo câțiva anișori, se numește Să dăm folk la școli. Și un proiect desfășurat în România, în foarte multe localități. Foarte multe localități și mergem în școli unde le vorbim copiilor despre muzică și poezie, pentru că din ce am văzut și din experiența pe care am avut în atâtea întâlniri cu ei, nu e faptul că ei nu iubesc muzica folk, sub nicio formă. Muzica folk nu ajunge la ei. Poezia nu ajunge la ei. Am găsit o sumedenie de clase în care nu se auzise de Coșbuc, nu se auzise, nu vorbesc de Adrian Bonescu, nu, nici măcar nu știau că există așa ceva, nu auziseră de mari poeți ai țării, lucru, și nu numai ai țării, lucru pe care, din fericire, folk încearcă să-l anuleze, că pur și simplu încerci să aduci oamenilor, copiilor în țeță, lucrurile frumoase lângă ei. Pentru că ei nu, în mod obligatoriu, au timpul, au deschiderea sau, nu știu, pornirea, străbaterea necesară să meargă la un concert de folk. Pentru că sunt foarte puține lucruri pe care, din nou, trebuie să spun, sunt foarte puține orașe în țara asta în care primăriile se implică pentru a organiza un festival de folk. Sau dacă sunt alte lucruri la mijloc. Aici am găsit o deschidere foarte faină. Mă bucur să văd că acasă, la Adibeznă, folkul ăla e la acasă. Pentru că, într-adevăr, este o abordare foarte sănătoasă a fenomenului. Și mă bucur să văd că pot fi parte din acest lucru. Întotdeauna când pornești la un asemenea drum, te gândești că vor exista o sumedenie de plusuri și o sumedenie de minusuri. Noi nu suntem perfecti. Noi încercăm să facem lucrurile bune, să le facem perfectibile, pentru că așa este normal.
și ca următoare ediție să fie din ce în ce mai bun. Dacă o să țin foarte mult oamenii de aici, o să fiu certat. Așa că mai bine las pe Sânziana să vă găsească de restul. Să vă mulțumesc. Nu m-a spus Sânziana, ca să vedeți ce am încercat să fac și ce, de fapt, care este rolul Sânziana în acest proiect. Să dăm foc la școli, nu ca un bonus, ca un gest al nostru, că chiar așa vrem să ducem acest concept mai departe. Vom merge joi și vineri, înainte de ora de spectacol, la 17 treci va fi și joi și vineri intrarea în sală. Vom merge în patru instituții de învățământ din Piatra Neamț. Sânziana se va duce și va vorbi, este și responsabilă cu PR-ul, cu publicitatea, cu imaginea, cu tineretul, cu voluntare în acest proiect. Vom merge în patru instituții din Piatra Neamț, de învățământ. Eu vom întâlni cu copiii, practic, ceea ce a propus Sorin și a făcut ani de zile. Cu tăplună, mulțumesc și într-un rău. Pe un dat fost unde s-au deschis ușile. Nu bucur că ai să te deschidi ușile frumos și cinste, corect. Vom merge în patru instituții și ne vom întâlni ca un fel de oră de dirigenție, cu elevi, cu profesori, m-aș bucura tare mult, și asta, ca de un sarcina ta, să ne întâlnim cu elevi, membri ai cenacului de poezie din acele școli, pentru că știu că se scrie și se scrie într-un mod bine și tinerii aceștia care scriu sunt niște oameni vii, sunt poeții de mâine, muzicieni de mâine și așa mai departe. Deci cam asta, vom face și acest proiect, deși nu era, e trecut acolo, de fapt, dacă domnul primar știu, domnule, te poți să faci un proiect, să scrii foarte mult. Ce înseamnă? E greu de făcut un proiect. Dar îl facem serios și îl facem cu drag pentru orașul ăsta și pentru generația care vine. Nu o să vedeți mari lume pe afiș. Am explicat de zile domnul Vlad Igorescu, domnul Cătălin Stepa, domnul Nicu Sota, o să fie grupul Ocul de la Sibiu, domnul Adrian Mărgineanu cu Dorin Chitariu, Sorin Popitaru cu Ștefania Iacob, un exemplu foarte clar în care generația tânără, Ștefania, împrumutat de la poet zile, au albumul împreună, la fel cum și eu am, cu Sorin și mulți artiști în țara lui Sorin Proprietar, albume întregi, da? Deci conceptuale, nu neapărat un album în care să mai mulți poeti. Deci a făcut și chestia asta. Sunt multe lucruri de discutat. Dar oamenii care vin aici și ca artiști, vin în primul rând și ca și prieteni. Și asta e important, deci că acest festival a fost un emblema prieteniei între generații și a respectului între noi. O să vedeți oameni destinși pe scenă, oameni care știu să comunice, care au experiența unor evenimente de foc mai mari, mai mici și care vor povesti despre această altă poveste de la Piatra Neamț, peste tot unde se duc. Ăsta este mare de câștigat orașului. Sigur nu va fi un eveniment foarte, foarte mediatizat sau cu impactul pe care ne-am dorit, pentru că iarăși ne lovim de partea aceea opacă a presei. De asta fac o paranteză și vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi. Mă simt onorat că pot să venim să discutăm despre un festival alături de primarul orașului, ca să fie altcineva. Așa s-a întâmplat să fie și mă bucur că în spatele funcției întotdeauna există oameni, nu dau cu periuța asta. Discut despre lucruri normale. Mă bucur, sunt onorat, pentru că dintre cei care mă știți aici, am făcut o grămadă de lucruri în Piatra Neamț, tot cu oameni și tot cu prieteni și tot cu artiști. Sunt festivalul de rock de la Piatra Neamț, cel puțin 7 ediții, 93-98, când era greu în România și umblam la cerșit după bani ca să facem chestia aia. Am făcut cel mai mare eveniment, ca să fie clar, pentru toată presa din România asta. Cel mai mare eveniment gândit la vremea aia pentru rock a fost făcut la Piatra Neamț. Câțiva copii, cum eram noi grupul tău, și așa mai departe. Acum lucrurile se pot face altfel. Mă bucur că am găsit deschiderea asta și mă bucur că putem comunica. De-aia în sarcina Sânzianei, care încă nu știe cu ce să mănânc cu toată povestea, dar ca fiecare dintre noi, nimeni nu e foarte perceput, dar punem suflet. În sarcina ei, îi revin foarte multe lucruri pe care și le asumă la rostul ei. Să vorbească la școli, să vorbească cu profesori, să avem copii, să vedeți voluntari, o să ne întâlnim cu ei, să le povestim, o să le cântăm, o să le spunem ce-i toată povestea asta cu focul și cu prietenia. Despre asta este vorba. Cred că vorbesc mult. Dar vreau să vă mulțumesc pentru faptul că suntem aici. Sânziana, te rog, scuze. Mulțumesc. Bună ziua, vă zic și eu. În legătură cu să dăm foc la școli, vom merge în ziua de joi la două școli gimnaziale, școala următorie și Daniela Cuciuc, iar vineri la Calistea Fugă și la Petru Radeș, la două licee. În legătură cu voluntarii, am constatat că tinerii sunt foarte încântați de muzica folk și avem peste 40 de voluntari care au împărțit, au așat aceste mini-afișe și afișele mari în tot orașul, a fost peste tot. Și chiar s-au oferit câțiva să fotografieze pe evenimentul. Și mă bucur foarte mult de existența acestui eveniment pentru că i-am încurajat pe elevii mei să compună și chiar veți asculta câteva compoziții de ale lor, chiar pe versuri proprii. Da, eu vreau să
completez și să închei totodată această conferință de presă, urmă și o sesiune de întrebări. Mulțumindu-le încă o dată celor prezenți aici alături de mine pentru faptul că s-au implicat trup și suflet în organizarea acestui festival. În general, la Piatra Neamț și evenimentul organizat de primărie, am ca sesizat și am spus lucrurile astea de fiecare dată când discut despre un eveniment, că se realizează evenimente cu bani puțini și cu mult suflet. Și de fiecare dată ies foarte bine, mai ales din cauza sufletului sau datorită sufletului enorm care se depune la organizarea evenimentelor. Vreau să lansez o invitație pentru pietrenii, iubitori de muzică folk, pentru două seri de muzică și poezie, joi 21 și vineri 22 martie, începând cu ora 17.30 la cinematograful Dacia Panoramic sau, așa cum se numește mai nou cinema, Mon Amour din Piatra Neamț. Intrarea este liberă.